Bună ziua, dragilor! Astăzi pregătim o salată cu ton, cartofi și ouă fierte. Este o salată care se poate servi și ca gustare, dar se poate servi și ca fel de bază, ținând cont de faptul că peștele este în cantitate destul de mărișoară. De ce avem nevoie? După cum am spus și mai devreme, cartofi fierți, ouă fierte, iaurt, o linguriță de maioneză, ton, întotdeauna să căutați ton bucăți, nu ton mărunțit, țelină apio, două fire de ceapă verde, mărar verde, porumb și de mult suflet. Haideți să gătim împreună. Tăiem cartofii, cuburi, cartofii fierți. I-am fiert dinainte, ca să ne fie mai ușor. Nu este nicio problemă dacă acasă pregătiți cartofii, fierbeți cartofii și gătiți și a doua zi. Bun, cartofii, un ou, tăiem un ou mărunt. Așa, ceapa verde, o tăiem mărunt. Puteți folosi țelină rădăcină, dar să încercați și cu această țelină pentru că are o aromă specială. Este foarte gustoasă, este compatibilă cu castravetele verde și cu mango. Deci puteți să, chiar împreună putem să facem o altă salată. Mango cu castravete, cu țelină apio și cu cartofi. Lăsăm și pentru decor țelină. Bun, toate le-am tăiat. Punem tonul. Iaurt. Foarte puțină maioneză. Maioneză care am făcut-o în casă, da? Nu am folosit maioneză de cumpărat. Stoarcem o lămâie, o jumătate de lămâie. Bun. Și amestecăm salata. Era să uit de porumb. Deci și porumbul boabe. Decorați cu ce aveți prin casă. Eu prefer să pun o frunză de salată roșie. O roșioară cherry. Țelina pe care am oprit-o. Curățim și lămâie. Ca să punem și o felie de lămâie, o tranșă de lămâie. Sau chiar două. Ia să punem și un pic de ou fiert, așa, ca o ninsoare. Eu vă doresc poftă bună și vă aștept data viitoare!